Cârja Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul a fost readusă astăzi la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea de către înalt preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. Cu acest prilej a fost oficiată o slujbă de mulțumire de către preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, în prezența înalt preasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a înalt preasfințitului Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, și a preasfințitului Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. La acest eveniment au luat parte stareții mănăstirilor și schiturilor din Arhiepiscopia Râmnicului, preoți, diaconi și numeroși credincioși. Sfântul Antim a sfințit obiectele și locul pe care l-a călcat. Păstrează această relație și legătură și după trecerea sa la cele veșnice, căci nu putem să ne imaginăm că Sfântul s-a rupt de relația cu noi. Dimpotrivă, dacă spunem, al Domnului este pământul și primirea Lui, de bună seamă că motivația de a-L cinsti pe Sfântul și lucrurile care au aparținut este vrednică de cinste. Ne mai aducem aminte că chiar obiectele purtate de Sfântul Apostol Pavel, ștergarele, făceau minuni, așa cum ne spune Sfântul Apostol Luca în Faptele Apostolilor. Așadar, motivația noastră, certitudinea noastră de a ne închina Sfintelor moaște și Sfintelor relicve este cu adevărat binecuvântată de Dumnezeu și de folos pentru mântuirea noastră. Cârja Sfântului Antimi Vireanul a fost restaurată de către domnul Țuțu Bărbulescu, directorul Centrului de Restaurare și Conservare a Patrimoniului din cadrul Muzeului de Istorie din Craiova. Se cuvine în alta Sfinția voastră să aduc un cuvânt și un plinos de mulțumire. În alta Sfinției voastre pentru dragostea și purtarea de grijă. Mai întâi față de această Sfântă Eparhie și apoi față de pomenirea Sfântului Ierarh Antimi Vireanul, mai ales prin faptul că prin purtarea de grijă în altea Sfinției voastre și de asemenea prin jertfa pe care a făcut-o Maica Stareță Miriam Link, cârja Sfântului Ierarh Antimi Vireanul, unul dintre singurele obiecte care se mai păstrează de la Sfântul Ierarh Antimi Vireanul, a fost restaurată la muzeul din Craiova. Iar în această sfântă zi ați adus o altă Sfinția voastră pentru a fi expusă pentru închinare și pentru binecuvântare tuturor creștinilor care sunt acum de față și celor care vor veni să se închine de acum înainte în Catedrala Arhiepiscopală a Râmnicului și mai ales la pomenirea Sfântului Ierarh Antimi Vireanul. Cârja arhierească a Sfântului Antimi Vireanul a fost așezată spre închinare în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnic, unde va rămâne în continuare spre binecuvântarea credincioșilor.